Astăzi o să ne luăm și noi un pet destul de mișto și uite cât de mișto e skin-ul la băiatul ăsta, wow, de Halloween. Și un clovn aici, șobolane, new update. Ce bro? New update? Really? În momentul în care eu am intrat, mi-a dat update și reconnection. Wow! În sfârșit am intrat și eu și mamă ce cap are șobolanul ăsta, te mănâncă de vierme. Și hai să vedem care e chestia aici, trebuie să luăm și noi niște peturi mișto, dar vreau să... Chineză? What? Avem și chineză, vreau să băgăm și noi niște coduri aici, avem PFS, dacă mai merge. Ok, ne-a dat coin și gemuri. Mai avem și Cube Cub, care ne-a dat, wow, skill stone-uri, bun din nou. Nu uităm și de trading. Ok, XP share or 5, bun. Și ultimul cod, picnic. Prepare picnic, ok, care ne-a dat ultra cub or 5. Interesant. Ia să vedem ce avem noi aici. Deci cube dex, ok. Și aici avem astea de nina, da, power 50, hit 90. Ok, interesant, cu D. Nu știu exact momentan ce fac ele. Hai să vedem și aici inventarul nostru. Gol, goluț. Avem aici achievement-uri, interesant, arată bine. Friends, deci dacă intră mai mult să avem multiplayer. Ne-am obișnuit cu multiplayer-ul. Hai să mergem și noi aici la profesor să luăm și noi un Pokémon. Apăsăm E și nu știu 100% ce Pokémon să le iau. Deci fire, water, hai să mergem pe fire, zic eu, nu? Acceptă, ok. Și ne-a dat și un badge, wow, acum pot să invoc petul meu. Sunt curios, ok, deci trebuie să dăm click, sunt curios. Bă, ok, deci mă duce direct în inventar. Mă pune să-l trag așa, bun. Deci avem tutorialul ăsta. Hai să vedem aici la spin care e chestia VIP. Nu, stai bro, că am dat pe VIP. Am crezut că mă duce către VIP. Hai să dăm aici la asta basic. Nu știu de câte ori merge pe zi. Cred că o să ne arate imediat care e cooldown-ul. Și ne-a dat niște boxuri, ceva interesant. Bun, deci avem un cooldown de 18 ore. Hai să mergem aici. Deci îl avem pe petul acesta. Ok, statusuri destul de ok, statusurile. Nu știu 100% cum punem cuburile, what? Skill-uri, ok. Cum punem și noi astea? Da, nu știu, momentan. Iar mi-a dat pe VIP. Hai să vedem. Deci aici avem și astea, gemurile respective. Avem Cube Cabu. Hai să deschidem și noi pentru că ne-a dat și sunt curios ce se întâmplă aici. Pot să iau alt pet? What? Am găsit un rabbit. Wow, bro! Fii atent că avem un rabbit aici. Pot să-l echipez și pe ăsta? Dark, pare destul de ok-uț. Bun, hai să-l echipăm și pe ăsta, dacă mă lasă, perfect. Am doi acum? What? Da unde e? Ok, hai să vedem aici, văd că e un eveniment ceva de Halloween. Aici e teleporterul, ok. Și avem PES-ul, avem un PES de Halloween. Dar doar uitați-vă un pic cât de lung e PES-ul. Deci scrollez și nu s-a terminat. Fiți atent. E foarte lung PES-ul ăsta, deci eu nu înțeleg ce fel de PES este în Roblox. Deci până aici, la 1,1 milioane candy-uri de-astea de Halloween. Interesant, aici văd că avem un sistem, da, ne dă gifturi, perfect. Uite-l pe Vericu. Bă, da, îi ninge în cap lui verișorul meu. Aici avem ceva cu skill box, avem ceva bonus, dar nu mă interesează. Aici dăm HP la pet. Vezi că e bine, cube, ok, accept. M-a cocoșat jocul ăsta, e prea complicat. Nici nu le-am citit, ca să-mi dau seama ce și cum, dar m-au cam cocoșat. Unde e petul nostru? Bro, unde e petul? Ăsta are level 5, ia mă, hai să-l punem pe ăsta așa. Să atac ăsta, șobolanul. Deci nu pot să atac pentru că ataca el. Ok, deci trebuie să-mi apară semnul ăsta. Hai, ia-l, cocoșează-l. Ia să-l vedem. Bă, dar de ce nu pot să... Ok, lasă așa, nu mai contează. Văd că dă ceva damage, mamă, și am misuri multe. Deci e bun petul ăsta. Hai să vedem ce colectăm și noi aici. Niște bănuți. Ok. 5? Chiar nu știu care e chestia. Bun, ca la Pokémon. M-am prins și am folosit și unul de la mai mișto. Deci acum eu l-am capturat. Gata, bro. Am făcut și un achievement. Vezi că avem un nou... un nou pet. Unde e, bro? Se numește Muia. Bă, ce denumire e asta, bro? Ce denumire e asta? Am înțeles acum, gata. E easy Leanos. Hai să-l batem și pe șobolanul ăsta. Dar nu-mi apare aici să dau click pe el. Dar l-am băgat în bătaie și nu pot. Hai să mergem un pic la șopanul. Deci avem aici cu Bobux să ne cumpărăm parteneri, cube-uri, dar asta exact ca pe Pokémon. Deci este un fel de Pokémon jocul ăsta. Da? Gold spray, mamă. Deci sunt foarte multe pe
pe joaca asta. Hai să încercăm să-l prindem și pe șobolanul ăsta. Dar o să-i dau, nici nu știu, cu ăsta. Cred că e cel mai slab. Știți, ca pe Pokémon erau unele Pokéball-uri care erau mai bune și aveai șansa să prinzi mult mai mare și unele mai nea, mai slăbuțe. Ok, cred că l-am luat și pe ăsta. Da, l-am luat și pe Budodo. Wow. Ce îmi spune aici? Ce vrea să fac? Ok, să dau click. Drag here. Ok, și mă ajută cu ceva, uite, și candy-uri. Mai interesant, e interesant. Și acum ce vrea verișorul meu? Să le schimb între ele, în fine, nu mă prin care-i faza. Uite ce ped miștoare vericul nostru aici. Încercăm să ne mai batem și noi cu ăștia, mamă, level 16, mamă, level 12. Bă, ne cocoșează, hai cu ăsta cu level 6. Ce ai făcut, verișorul meu? Te-ai împiedicat? Ai picat? Gata? Lasă-mi cu tine. Hopa, vezi că a dat bine damage. Da, cred că și ea damage. Da, și ea damage. O, și trebuie să mergem să-i dăm viață. Ok, interesant, facea să vedem ce-mi zice asta. Să le schimb între ele, chiar nu mă prind. Dar jocul e interesant, n-am ce să mă plâng. Aici o să ne dea ceva, o cartelă peste 2 minute. O, și unul de ăsta legendar. Hai să vedem ce se întâmplă. Pot să îl prind și pe șobolanul ăsta. Poate îl prind care level 6, dacă nu mă înșel. Și e destul de ok. Ia să vedem ce se... Nu a scăpat, vedeți? Deci da, e ca pe Pokémon. Și ce îmi zice, mă, să le schimb așa? N-am schimbat. Dacă al nostru e de clasa foc, în fine, apă, pământ, sunt multe clase aici, îmi spune împotriva cui am X15, X075. E interesantă chestia asta. Hai să mergem aici să boostăm petul. Ok, cred că îi dă viață, da, îi dă viață. Perfect, unii au niște peturi mișto, Vericu are peturi super mișto. Și ce vreau, mă, uite, l-am schimbat, ok, acum a mers. Deci nu mai înțeleg jocul ăsta și îmi zice să mă duc aici. Deci se pare că tutorialul încă nu a fugit, nu știu ce a fost cu update-ul ăla de la început. Chiar nu știu, hai să vedem aici, skill lover 1. Și mi-a dat această rună. Mergem la skill-uri, ok, use pe Budoi. Deci pe Budoi, ok, acum zic că click, ok. Deci trebuie să-l trag așa. Și acum ar trebui să aibă niște spell-uri Budoi ăsta al nostru. Ia să vedem. Versus 1 de level 1. Ce a făcut, mă, mi l-a luat șobolanii? Ce s-a întâmplat? Hai cu altul atunci. Du-te, bate-te cu ăsta, hai. Level 4 versus 4. Leaf Blade. Ok, cred că ăla e spell-ul. Cred că ăla a fost spell-ul sau... Uite ăsta, e spell-ul. Da. Interesantă, interesantă chestia. Aici ce ne spune, că am mai colectat unul. Băi, un pic cam dezordonat așa jocul. E nașpa că nu mă lasă să dau pe ăsta la altul al meu. Mamă, poate și-a bătaie, nu și-a bătaie, care spell-ul ăla? Nu și-a bătaie, ca sigur. Dar nici bine nu e cu HP-ul, adică level 4 versus level 4 e cam cocoșată. Nu mai vreau să strâng nimica, hai să luăm gemurile și toate astea. Și hai să mergem pe ăsta, la library, nu am nimic la skill. Ok. Să-mi spună și mie cineva cum dau din nou pe skill-urile alea. Verișorul meu, uite-mă skill aici, ok. Și nu-mi spune pentru ce e, deci asta e Leaf Blade, ok, Water, Fire. Dar nu vrea să-mi spună pentru ce e. Dar e un pic cam ciudat joculețul făcut, cam hardcore-isit așa. Ia să vedem dacă avem vreo șansă, ăsta versus ăsta. Deși ăla avea HP-ul full, al nostru la jumate. Dăm ceva damage, deci epurile ăsta dă cam dublu față de cât îmi dă el. Dar trebuie să dea și miss-uri el pentru a-l lua. Uite, momentan l-am scăzut sub jumate, e cam cât avem și noi. Acum e sub noi, deci sigur o să reușească. E bun epurile ăsta, e chiar forță epurile. Mă bucur că mi l-a dat acolo. Hai să încercăm să-l luăm. Ia uite, ce animație, pac! Ia să vedem, who is Pokémon? A scăpat, is Logarian. Uite și avem aici un redeem. Hai să vedem care e chestia. Deci ne-a dat XP share X1. Ok. Am intrat abonații cu noi, n-a intrat niciun abonat. E la școală, ne cocoșează șobolanul. Și de fapt aici este altceva din câte văd. Deci nu-i dă lui viață. Deci eu trebuie să mă duc aici la spray ca să-i dau viață, am înțeles. Ok, am completat ceva aici, mamă, cât de lung e PS-ul ăsta, vere. Am completat ceva pe aici sau, mamă, cât de lung e. Nimica, un K, deci ne trebuie un K. Ok, hai să mergem aici să-i dăm viață. Cumpărăm viață sau, nici nu știu ce cumpăr aici, sincer.
Da, eu am cumpărat să fie. Păi și cum îi dau viață, bro? Așa, librării, la la la. Da, eu nu înțeleg. Nu înțeleg jocul ăsta. Poate e prea complicat pentru mine, poate... Nu știu, deci aici ar fi trebuit să-i dau viață, nu? Sau ce fac aici, că nu înțeleg. Uite, că stă, se completează, se da... Îmi dă mie viață că nu mă prind. Avem aici o căruță, deci pe bege acolo. Aici avem cube-uri pe care putem să le cumpărăm. Și l-am folosit. Nu sunt așa scumpă. Uite, Ultra Potion. Max Potion. Hai să luăm și noi una de asta. Deci, cred că așa îi dăm viață la șobolan. Battle or other. Uite, Battle Potion. Și cum o folosesc? Mergem în partea asta la altă. Stai, mă, că e foarte complicat. Cred că mergem în partea asta și dăm pe ea. După aceea dăm pe... Rabbit și ia să vedem. Nu. Da, nu știu, guys, nu știu. Chiar nu știu, e un pic cam complicat. Și mă cam depășește. Ia să vedem asta. Deci avem gain 20% battle experience. Da. Hai să mai încercăm pe aici să îi batem pe ăștia. Uite, pot să folosesc potion-ul? Deci în bătălie și a dat potion-ul. Ok, m-am prins și eu acum. Dar destul de scumpă poțiunea aia, sincer să fiu. Partea bună e că a făcut level. Asta e partea bună, uite, asta are level 9. Level 8, level 8. Hai să mai încercăm pe aici, uite, level 2. Să-l cocoșim și pe ăsta. Deci dacă face level, cred că e mai bine. Avem Pecha Berry. Chiar nu știu ce-i Pecha ăla. Chiar nu știu, bro, ce vrea să însemne. Opa, ce avem aici? Un dealer ambulant. Overicu, salut, ia să vedem cine vinde. Niște poțiuni aici, ceva? Profiter. Și îți dă de astea. Deci tu cred că dai skill-urile astea și îți dă niște puncte de alea, în fine. Aici mai avem tot așa o misiune. Ia să vedem ce misiune ne zice Vericu. Do you want to challenge the opponent if you win to the... Deci ca să trecem la următoarea zonă trebuie să batem oponentul. Guys, cam asta a fost. Ce frumos, uite la mine. Nu uitați de like, de subscribe și vă salut.